Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Am mutat celălalt pui de capucin aici, fiindcă am văzut că a început să mănânce singur el. Are o mică microplasmoză. Am început să-i o tratăm. Bun. Astăzi am niște vești bombă, superbe, din acest alo. Și perechea lui Guta, prima de lângă voltatul. V-am zis că puii vor ieși posibil guți. Se pare că am avut o surpriză de proporții. Temela a mai avut-o anul trecut tot cu un alb și mi-a dat acel stil de bufniță. Așa și... de bufniță siberiană și o femelă balțată. O să las poza cu masculul de bufniță siberiană la începutul vlogului. Așa și acum, în această serie, am parte de o surpriză de proporții. Dragii mei, ce culoare credeți voi că este aceasta? Deci... sunt să se focalizeze. Deci avem... un argintiu. Bineînțeles, doi argintii. Deci, prima oară am crezut că sunt albaștri. A doua oară... prima dată guți, ca și femela, a doua oară vineți și văd că la finalul aripilor este aceea nuanță de roșu. Și clar, aceea este întâlnită doar la trestii și la argintii. Trestii nu par a fi deloc, e că se vede la o poștă, deci doi argintii. O surpriză de proporție, la care nu mă așteptam dintr-un alb și o gută. Adică, nu, chiar, nu știu ce... albul știu că are numai albi în sânge, de la proprietarul la care l-am luat. Iar... de gută nu știu nimica. Posibil să aibă ea ceva argintiu sau roșu în spate și, fiind gena dominantă, au dat pui argintii. Fiindcă... eu am avut o stingheră, n-a... vrut să tragă la pereche deloc cu niciun mascul, adică abia a tras cu ăsta albul, că m-am chinuit cu albul. Da. Dragilor, cam acesta este vlogul pe ziua de astăzi. Destul de scurt față de celelalte, dar alte noturi nu mai am. Aceasta a fost o surpriză pe care am observat-o de ieri. Dragilor, ca întotdeauna, vânt în pene.